gata, ne-am trezit și noi, este luni, dimineața. Astăzi o să începem o colantare a unei noi mașini. Avem un E-Class 2017 în lucru. O să-l colantăm total, o să schimbăm culoarea. Este o mașină care a mai fost la noi în garaj. Colantat trimurile, i-am făcut toate trimurile negru-ulcios și grila în negru satin și oglinzile în carbon. Astăzi o să o colantăm toată într-o altă culoare, o să-i facem și plafonul în carbon. Este puțin mai special, să zic așa, pentru că acest client vine de la vreo 4-5 ore distanță, deci o să conducă aproape 20 de ore pentru a beneficia de serviciile noastre și pentru asta, pe această cale, și mulțumesc pentru încrederea acordată nouă. Acum îl așteptăm să vină, să vină să mă ia, o să mergem să spălăm mașina, pentru că nu cunoaște orașul automat, o să vină să-mi ia pe mine. Mergem să spălăm mașina, apoi mergem direct la garaj și ne apucăm de treabă. Și că rămâne și voi pe fază să vedeți și voi culoarea, pentru că este o culoare pe care eu o ador, să zic așa. Îmi place mult de tot și chiar mă gândeam la această culoare pentru mașina mea personală. Sunt foarte, foarte curios, nu am colantat niciodată în culoarea asta, este prima oară și sunt tare, tare curios să vedem cum iese mașina. Așa că rămâneți în continuare pe canal. Mergem acum la spălătorie și apoi ne vedem direct de la garaj. Gata, am ajuns și noi la garaj. Nu am mers la spălătorie pentru că el a spălat-o înainte și drumul a fost destul de ok. Mașina nu s-a murdărit. E foarte puțin prăfuită, dar asta o să rezolvăm noi în garaj. Acum urmează să o băgăm și să ne apucăm să o băgăm în garaj. Și să ne apucăm de ea. Gata, am băgat și noi mașina în garaj. Asta e și culoarea. Este satin, adică nelucios. Este între mat și lucios. Sunt tare curios cum o să iasă. O să vedem în câteva momente cum arată. Mai întâi cred că o să începe cu plafonul, să-l facem în carbon. Gata, am pus și noi carbonul pe plafon. Acum îi facem ultimele margini, să zic așa. O să vă arăt și vă după aia cum arată. Să zic că arată foarte bine, mai ales că se potrivește foarte bine cu oglinzile pe care am făcut în această culoare. O să vă arăt imediat. Se taie pe parbriz, știi? Pe marginea parbrizului. Și e la fix material cât să intre sub garnitura. După aia o să-l bag sub garnitura, să vezi. Cu asta țin garnitura și cu asta o bag sub garnitura. Și atunci să vezi. Gata și cu plafonul. După cum vedeți, aceeași culoare ca și oglinda în carbon. Aici am intrat frumos o garnitură. Hai cu focusul. Acum urmează să facem capota. Asta e și culoarea. Bine, acum și bate soarele, dar o să se vadă la sfârșit exact culoarea pe toată mașina. Foarte frumoasă culoarea. Bun, urmează să vă arăt după aia, la sfârșit, după ce terminăm capota, cum arată. Gata și cu capota, acum am început să curățim laterala aceasta. Haideți să vă arăt și vouă cum arată. Cam așa arată culoarea. Acum o să schimbăm sistema aceasta. Nu o să mai punem pe aceea care se ridică în sus, o să fie una, o să vedeți imediat, una dreaptă. Sistema aceea o să facem iarăși neagră. Cam asta e culoarea. Arată foarte, foarte bine. Acum să vedem cum se arată și afară și toată mașina când e gata cu toate elementele acestea negru lucios. Asta, despre sistema aceasta ziceam. Pentru că este și modelul mai sport.
nu avem nevoie de acea stemă mult mai frumoasă asta și neagră. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night, that's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Never notice. I can't get back up. Girl, I miss you. I can't get back up. Girl, I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night, that's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, but I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, how'd I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood perfect. I've got a premonition, I'm dreaming through the night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love.
ta închimșină e ziua. O să vă rășfă acum cam ce am făcut astăzi. Haideți să vă arăt culoarea. Cam asta am făcut astăzi. Plafonul în carbon. Lateralele astea, ușile acestea. Partea la întâi puțin mai mult. Făcut și lateral aceasta. Făcut capacul acesta cu sticker-ul, după cum ați văzut. Arată foarte bine. Și mânerele. Acum o să revenim și noi mâine să continuăm cu partea frontală. Să dăm bara jos, să facem aripile și toate cele. Probabil pe miercuri seara, să sperăm că o să fie gata joi să vină să o ridice și clientul. Ca să fie treaba, cei de la Mercedes, pe aici pe sus, prin bară, ca să dai grela asta jos, au pus nituri. Așa că nu le-a fost greu să punem niște clipsuri sau niște șuruburi, așa că trebuie să punem nituri înapoi. Am mai evoluat destul de mult și astăzi cu mașina, mai avem decât furbagajul, bara spate și pragurile. Haideți să vă arăt și vă partea frontală, pentru că acolo totul este gata. O să vedeți și voi cum arată. Cam așa arată partea frontală. Mai avem decolantată acea emblemă din centru. Am colantat și acest lip, la fel ca și plafonul și oglinzile. Lateralele sunt aproape gata, în afară de praguri. Acum aștept și în comentarii părerile voastre. Sunt curios dacă vă place această culoare. Personal mie îmi place. V-am zis și la începutul clipului. E una din culorile mele preferate. Acum o să ne vedem la sfârșitul clipului, când o să fie mașina gata. O să scoatem și noi afară, o să căutăm un loc, să-i facem câteva poze. Și apoi vă arăt și vouă pozele și mașina la sfârșit. Am dat și noi consola jos, o să o colantăm. Avem aici două șuruburi. Se dă trimul acesta jos. Apoi încă două șuruburi și este consola cu 7000 de mufe. Stați să vă arăt și vă. Aici avem consola pe care o să colantăm imediat. Și am dat toate chestiile astea jos din consolă. Să o facem ca lumea. Cam așa arată rezultatul final. Și la consolă. O să vă arăt imediat și în mașină. Cam așa arată și consola.
destul de întuneric aici, nu vă pot arăta prea mult, nu prea se vede, dar o să vă arăt afară când o să scoatem. Phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I lick it. There's no cap, and I be picking this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Gata, am terminat și noi mașina. O să căutăm acum un loc să mergem să-i facem poze. Afară arată mult mai bine, parcă altă culoare. O să vă arăt și voi imediat cum arată. Ne vedem acum. Să căutăm un loc, nu știu exact unde să mergem. Vreau să mergem undeva printr-o pădure, ceva, un drum din ăsta, dar mașina este maro, acum ocupat și maro, nu prea de bine, se cam pierde peisaj. O să mergem să căutăm prin oraș un loc, să-i facem niște poze, vă arăt și vouă cum arată și apoi ne auzim la sfârșitul clipului. Gata, am ajuns și noi la loc unde i-am făcut câteva poze. Haideți să vă arăt și vouă mașina, să vedeți și voi cum arată, să vedem ce părere aveți. Cam așa arată mașina. Sincer, în realitate, se schimbă mai mult culoarea. Arată mult mai interesant în realitate decât în video. Are și o tentă de puțin spre mov aici, mai ales de la soare că bate. În clip chiar nu se vede deloc. O să încerc în poze să le editez, să semene cât de cât cu realitatea. Dar cam așa arată acum. Mașina aceasta a mai fost la noi. Am colantat trimurile, toate trimurile de pe ea, cele negre. Am făcut acum și reflectoarele cu folie fumurie și partea asta de pe stop, unde era alb. Așa, plafonul este în carbon. Un carbon lucios. Ca și mânerele, ca și oglinzile, mânerele sunt în culoarea mașinii. Iar pe față v-am arătat, acum i-am colantat și emblema în culoarea mașinii. Toate trimurile astea au fost negru satin colantate data trecută când am fost la noi. Lipul în carbon. La fel ca și plafonul și oglinzile. Și la fel ca și interiorul, care o să vi-l arăt imediat, numai puțin. Acesta este și consola. În același carbon ca pe toată mașina, mă rog, pe trimuri, ce v-am arătat. Deci avem stickerul nostru, care se pune prima oară stickerul și apoi folia peste sticker. M-ați mai întrebat asta, cum se face. Foarte simplu, dar arată foarte bine. Cam asta e și cu lucrarea de astăzi, de zilele acestea, pe care am terminat-o astăzi. Aștept în comentarii și părerile voastre despre această culoare. Personal mi se pare foarte, foarte interesantă și care mi se pare și elegantă și sportivă.
Arată bine și pe mașina asta, pe fix pe modelul acesta. Am văzut și pe alte mașini, dar nu arată atât de bine cât arată pe această mașină. Încă o dată nu uitați să vă și abonați, dați acolo subscribe, dați și like dacă v-a plăcut clipul, o distribuire pe Facebook sau pe Instagram. Și ne vedem data viitoare cu următoarea mașină, să vedem ce o fi. Ca de obicei, aveți grijă de voi. Ciao!